Cum credeți? Trebuie să fie sancționați? Nu, eu nu doar ca un om uh, simplu, dar ca un om care o viață am lucrat în domeniul dreptului, nu pot să spun că uh, o lege poate fi îndeplinită și alta nu. Sigur că toți sunt obligați, ne place sau nu ne place legea, legea e lege și ea trebuie îndeplinită. De la cel mic la cel mare. Dar știți care sunt argumentele unor cetățeni? Că în felul ăsta ei cinstesc memoria celor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. E, cum să vă spun eu? E cam nu prea ce ține de noi. Noi n-am fost eliberați. Noi am fost ocupați. La noi nu există victorii. Noi suntem cei care am pierdut, nu am câștigat. Asta e una și doi... E, e, dacă Putin a hotărât ca această panglică să murdărească uh, uh, sau să o moaie în sângele ucrainienilor și noi credem că e panglica biruinței, păi înseamnă că noi susținem și victoria în Ucraina dacă purtăm panglica asta. De deci ce? e o mare rușine și o mare păcat. Să, uh, dar uh, cred că mulți cetățeni habar nu au. Altă e că dacă această lege ar fi fost adoptată atunci când am propus-o noi, fracțiunea Partidului Liberal, când eram în cadrul Alianței, poate în anii aceștia oamenii încet, încet aveau să acomodeze și aveau să înțeleagă că, mă rog, dar chem de lege, lege și bună ziua. Dar atunci care a fost poziția colegilor? Deci e... au zis categoric nu? Care a fost argumentul? Da, băi, noi de ce am ajuns la situația în care suntem? Fiindcă noi am avut partide care au fost prorusă Măduva Oaslor și prorusă cu buzli vopsite, așa că sunt superi Kremlinul. De deci, ce așa avem ce aici avem? Noi nu ne-am mișcat în Indie așa cu pas de melc. Fiindcă tot timpul am trăit cu frica Kremlinului. așa cum acum toată lumea a înțeles cine să rușii, nu poporul, policienii, Kremlinul, că, mă rog, poporul va adică, pur oricum, trăiește încolo prin Siberia. Eu am fost și am văzut, am intrat în casele lor. Dar asta este și războiul din Ucraina ne arată că nu numai cetățenii noștri au crezut în, în gogoașa asta lui Putin, dar și Europa și multe țări. Adică abia acum s-au trezit și au înțeles cine e Putin și uh, ce reprezintă Rusia. Că Rusia este un stat care permanent a umblat cu sabia și cu, cu, cu pușca pe umăr. El nu... Tot timpul numai teritoria. Ai, ai impresia câteodată că ei consideră că tot pământul e lor. De la Vladivostok și până la, cum spunea la noi, un mare erou, în Ghilimele, care îmi că am pept. Europa să fie de la Vladivostok până la Lisabona sau ce mai spune el în felul ăsta. A, așa e impresia. Că acum, deci Putin i-a spus că, că ostașii uh, armatei Rusiei apără pământul rusesc. Da? Dar în Georgia? A cui pământul apără? Dar la noi în 92? de la noi în 44? Dar la noi în 1812? A cui pământul apărat? Așa că aici stau lucrurile și cei mile de cetățenii noștri care astăzi susțin aberația sau teroarea asta lui Putin, la egal cu, adică consideră vinovat, la egal Putin cu Zelinski. Adică un cu arma în casă la tine. Știți cum ar fi? Iată, dacă ar veni, nu dai doamne, dar, mă rog, cu rusul nu te joci, cum spune, dar ne rugăm domnului să nu se întâmple. Ar veni peste noi, da? și noi ce trebuie să ridicăm în sus, sigur că o să o punem o Și asta vine din partea comandantului Spriem, așa -i? Și atunci lumea la noi să spună că e vinovat mai Sandu, dar nu Putin, cu, veni cu armata pe -a noi. Ca, cam așa gândesc la noi moldovenii noștri. Tu mă te apuc fiori de, cei ce se întâmplă la noi. Dar și asta se datorează propagandei. Și a partidelor politice care în toți anii aceștia, majoritatea numai noi liberali. Vă amintiți tot timpul cu o perioadă făceau glumă de ghimpă, mâna Moscovei. Iată mâna Moscovei, ea ajunge și vine prin așteptate. Iată, iată mâna Moscovei.